Ce m-a făcut atunci să mă înscriu în Partidul Comunist Francez a fost ocupația nazistă a Franței, nu? De către un partid cu scopuri, cu țeluri inumane. Nu m-aș fi întors, dar în orice caz nu m-am simțit niciodată departe de România, care era țara mea, la care țineam, la viitorul care ia țineam și pentru care m-aș fi zbătut oriunde aș fi fost în lume. Da, împrejurările s-au desfășurat în așa fel încât m-am întors în România. Ce să fac odată întors, chiar dacă am fost capturat, nu? Și ținut un loc, când eu mai aveam încă niște proiecte pe care nu le dusesem la îndeplinire și care au fost curmate prin blocarea mea în România. Eu aveam o anumită politică în legătură cu învățământul, care nu se putea aplica decât în cadrul unei mișcări generale. Când echipa din care făceam parte a pornit-o la Hăiț, când de fapt trebuia să meargă la Cea, eu m-am despărțit. Eu sper să rămână același ca în trecut, viitorul cărții. Este totuși acolo un gând în carte care stă tăcut în bibliotecă și oricând poate să sădească în mintea unui cititor un gând pe care el să-l ducă mai departe. În primul rând, nu trebuie să ne pierdem speranța. Nu? Să tragem nădejde că viitorul României va fi unul de împlinire, nu? De realizarea potențialului ei. Nu? Ceea ce ne lipsește nouă nu e atât potențialul, care e imens, ci străduința de a-l duce înainte, pas cu pas, nu prin opinteli extraordinare și cu pași uriași din când în când, cu pași regulați în care să înaintăm nu kilometru cu kilometru, ci metru cu metru, dar să nu dăm niciodată înapoi nici măcar un centimetru. Atunci, da, viitorul României va fi asigurat.